Salutare tuturor și bine v-am găsit un episod de Clash Royale. Bine, episodul trecut a strâns 10.000 de like-uri în mai puțin de 48 de ore, ceea ce este genial și vreau să vă mulțumesc pentru chestia asta. Și v-am promis că dacă strângem 10.000 de like-uri o să deschidem un legendary chest. Și am strâns și va trebui să mă țin de promisiune. Ok, doar că avem o mică problemă. Oferta de pe shop a expirat. Așa că eu imediat după episod am zis: ok, fii atent, facem o schemă, cumpăr eu chestul ăsta și îl deschid episodul următor, gândindu-mă că o să mi-l pun aici jos, unde avem și acest magical chest, știi? Ok, nu știu ce, bla bla bla. Și le cumpăr 500 de gems, frumos, îl deschid și îmi deschide chestul. Și am zis: Doamne, ce-am făcut? Dar, din păcate, nu avem opening-ul, dar avem legendara. Este o prințesă care merge super bine cu Inferno Dragon. Mi-am făcut deck-ul ăsta acum, care e foarte, foarte, foarte tare. Am 2100 de trofee. Avem și un magical chest, să vedem ce avem în el. 780 de gold, o muschetiră, putem să facem upgrade. Archers, Zep, Valkyra, Tombstone și Mirror! Și Giant Skeleton, bun, perfect, avem niște cărți foarte bune în momentul de față. Facem apoi la Giant Skeleton pentru că îl folosim în deck. Și mai avem foarte puțin și facem și level 7, de-abia aștept. Ne-a picat cartea Mirror, o carte pe care chiar o voiam de foarte mult timp. Doar că în deck-ul ăsta nu prea am unde să o folosesc. Nu știu ce să zic. Poate o folosesc în loc la ăsta, la Fire Speed. De fapt nu că mă ajută. Hai să jucăm un meci așa să vedem ce facem și dacă pierdem, poate pune mirror-ul ăla. Deck-ul ăsta, sincer, îmi place foarte mult, am câștigat o grămadă de meciuri cu el. Dar am și pierdut multe, da, asta e adevărat, dar am și câștigat. Hai să vedem. Nu știu, am senzația că joc mult mai bine pe telefon decât pe calculator, acum joc pe calculator. Ok, mi-a pus un mici, o să-i pun prințesa. Ar trebui să îi iau ăștia destul de ușor. Fograider-ul s-a dus. Bun, problema e că mi-a pus și un wizard. Dar de astea avem Giant Skeleton, o să se ocupe de chestia, de treburile astea mai grele, așa. Bun, a luat witch-ul și Valkyra este și aproape moarte. Inferno Dragon-ul este foarte OP. Am descoperit în final că da, sunt foarte prost. Super, super, ok. Oh, ok. O să pun și un Giant Skeleton aici. O să pierdem. Mamă, s-a pișat. Deci am fost prost și m-am grăbit când el și-a făcut elixirul, că nu puteam să aștept. Ok, mă rog, bomba i-am, cu bomba i-am luat ăla. Ok, hai să mă concentrez, să nu fac iară de râs, să mă luați la comentarii. L-am pus și eu bine, rău de tot. Nici n-are full HP în puii mei. Bă, nu n-am văzut să aibă skeleton army, dar nici nu vreau să risc. Așa că o să pun Fire Spirits cu Prinț. Nu prea are ce să-mi pun. Dacă pune... Dar nu m-am gândit asta. Ok, problema e că în momentul de față pierdem. Aș putea spune că e o problemă destul de gravă. De fapt, știi ce? Că nu mai pierdem. L-am luat. Inferno Dragon. Oh, avem o problemă. Bă, prințul ăsta e foarte bun pentru wizard. Ah, shit. Da, bine, are și valchirița. Mă, ce ne facem? Nu! Așa. Trebuie să pun prințesa să dea în Inferno Tower ăsta. Okay. Chiar avem o problemă în momentul de față. Haide, du-te Inferno Tower. Tai, hai, nu cred că mai pus un pișat.
dar asta e faza, că eu n-am cum să ajung la turnul lui și nu înțeleg de ce, frate. N-aveam ce să-i fac tipului ăstuia. Da, am pierdut. Aș înlocui o carte cu Miro. Uite, hai să înlocuim. Fii atent. Aș putea înlocui. Aș putea înlocui ăștia, știi? Fire Spirits, că nu prea m-a ajutat așa mult. Și poate, nu știu, dau un Mirror la un prinț sau ceva, știi, ar fi genial. Hai să vedem. Încercăm să câștigăm meciul acesta, chiar dacă nu știu dacă vom reuși. Și da, fraților, următorul episod cred că o să postez undeva la 5.000 de like-uri când o să strângem. Gata. Dă-o cu mine acum. Bă, o pe valchirița, bă, frate. Mamă, cât HP are. Cred că mi-o pun și eu în deck. Pe bune, e mega OP. Ok, și acum punem un Inferno Dragon să vedem ce face. Oh, nice. Bine, și-a câștigat doar elixir cu el, că nu. Pus un schele de anul pe ofensivă, nu știu cât de tare o să mă ajung. Da. Bine, nu l-a ajutat să-mi ia. Bun, am luat turnul. Și dacă se încarcă ăsta repede. Bun. Foarte bine. Acum îi las pe ea să se ducă și noi o să ne facem elixirul. Bun, suntem în avantaj, dar nu foarte mult. Deci ar trebui să să ne bucurăm prea tare. Gigantul, cât îl urăsc. Urăsc gigantul, frate. E prea OP cartea asta. Ok, dacă mi s-ar încărca și mie elixir să mai pun un Inferno Dragon. Bun, l-am pișat destul de mult. Uite că îi dă. A, da? Tu ești șmecher, gen. Tu vrei să-mi iei turnul. Bine, frate. Bro, tu poți să încerci, știi, dar nu garantez că ți iese. Pun asta aici. Shit. Avem o problemă. Da. Nu știu cât de mare mai e problema noastră, dar bine, bro, cu schema. Haide, dă-i! Nu cred! Nu pot să cred. A, dar se ocupă prințesa. S-a mor tu. S-a ocupat prințesa. Minunată carte, pot să spun. Deci iubesc prințesa, frate. E cea mai tare chestie. Când dă-i așa cu săgețile, e genial. Avem 2101 trofee. Cred că e cea mai mult decât am avut până acum. Hai, strofe, 2101. Bun, uite, avem și un... Dar acum l-am deschisut ăsta. Hai să vedem că avem un free chest aici. Ceva legendară! Ok, nu mă așteptam oricum. Hai să mai facem încă un mate. Să vedem ce facem. Ideea e că eu vorbesc foarte mult, știi? Știi să mă concentrez pe vorbit și mi-e greu să mă concentrez la joc. Dar ne scurcăm, uite. Vedeți, avem mică problemă aici. Punem ăsta, mă rog, nu prea avem, că avem Miro. Oh, shit. Bă, Giant sau. La ce dracu să fac? Pun asta așa, da. Ok, și
interesa. Bun, prințesa o să dea ceva damage la Wizard, nu foarte mult totuși. Dar luăm Wizard-ul foarte lejer cu un prinț. Hai încă o dată. Ok. Are scheletă-n arm, asta nu e bine deloc. O să ne împiedice că n-avem, de fapt o să pun prințesa care da. Okay. Stăm aici să ne facem elixirul, să treacă timpul. Să pare ceva avantaj mult. Luăm ușor, aș putea zice. Da, Hogrider-ul ăla nu prea-mi place. Baby Dragon nu e și luat. Ah, Wizard iară. Eu pe Wizard vreau și eu să mi-l pun în deck, doar că nu știu. Ok. Vreau să fac altă schemă. Ah, ce prost sunt. Skeleton Army. Woo! Nu mă așteptam. Da, sunt prost. Trebuie să venim repede cu o soluție la această mică problema noastră, care e de fapt foarte mare. Ok, tu mi-ai pus Hogrider-ul ăla, ți-l iau foarte rapid. Bun, mi-ai pus și Wizard-ul pe care ți-l iau și pe ăla. Haide, 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 nu cred așa. Mă enervează tipul ăsta. Bă, mă enervează Skeleton Army-ul lui! Că n-am ce să-i pun. Pui mei îmi pune Giant. Ce naiba poți? Ah, super, Giant cu Wizard. Fă-i ceva. Doar că uite, n-am ce să-i pun la Skeleton Army, frate. S-a terminat? Da? S-a terminat și meciul ăsta. Bă, mirror ăsta nu prea mă ajută foarte mult, aproape deloc, aș putea zice. Aș pune arrows-urile astea în locul ăstuia și... aș pune valchirița asta în loc de giant skeleton, că nu prea folosesc și face și ăsta mai ieftin. Hai să încercăm unul ăsta. Hai să încercăm deck-ul așa. Vedem. Încercăm mai multe tipuri de deck-uri, vedem care e cel mai ok și jucăm cu ăla în continuare. Da, nervosule. Bă, mai dai multe de-alea? Shit, nu mă așteptam la asta. Peca-ul lui e cam o pevăd. Bun, deci are peca, are balcă. O să fie un meci destul de greu de câștigat ăsta. Așa-l văd eu. Bun atacul ăsta. Prințesa la înaintare. Nu mai are cred că ce să-mi pun acum decât witch-ul ăla, dar nu prea l-a ajutat că tot i-am luat turnul. Bun. Nu! A apucat să pună scheleții. Shit. Ok, acum avem o problemă foarte mare. Că nu pot să-i pun scheletă în armă. Am avut. Mă doare, mă doare pe mine. Nu, trebuia să pun pe Witch Skeleton Army. Vai cât dă mini peca-ul lui, frate. Mamă, cum mai face un... și așa m-a terminat.
ajutat absolut deloc, prințesa. Prințeso, fă ceva. Nu știu, am nevoie de ajutor. Nu pune scheleții. Aaaa! Da, pierdem și meciul ăsta, e clar. Fă-i ceva lu' ăsta. Pă bune, fă-i ceva lu' ăsta. Bine mă, frate, tu ai rachetă și ce dracu să-ți fac. Eu ți-o-i pune, frate, dar tu îmi pui witch, înțelegi? Sau minion, da. Nope! Ah, bun. Facem schema asta. Mergem cu un Inferno Dragon aici. Îi luăm aia. O să dea cycle pe rachete în primul, dacă nu fac ceva repede. Aveam Inferno Dragon și prinț la el. Dura 2 secunde să iau turnul și tot m-a bătut, frate. Bine, fraților, cam asta a fost episodul de Clash Royale. Din păcate am pierdut 2 meciuri și am câștigat unul. Dacă mai vreți episoade în continuare, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Să strângem vreo 5.000 de like-uri la acest episod. Ar fi foarte tare dacă am putea. Și din păcate am uitat să pornesc sunetul la Clash Royale. Așa că ați auzit muzică pe fundal până acum. Muzică de Clash, dar îmi pare foarte rău, cum am observat. Sper că v-a plăcut episodul. Am fost Gamer, ne vom vedea. Pa!